Vlad Stelian și sunt directorul hipermarketului Carrefour din Focșani. Vă mulțumim că sunteți prezenți în număr așa de mare la decernarea premiilor Carrefour pentru concursul de desene, ediția Crăciun 2013. Ajuns la 24-a ediție, concursul este așteptat cu drag de către copii, atât de Paște cât și de Crăciun. Iar noi ne bucurăm de fiecare dată să găzduim preț de o lună desenele micilor artiști în magazin pentru a se bucura toți locuitorii și vizitatorii magazinului Carrefour de creațiile lor. La această ediție, tuturor li s-a dat ocazia să-și exprime liber imaginația pe tema sărbători de poveste cu Carrefour. După cum ați putut vedea în magazin, fiecare participant a încercat să ne impresioneze cu creația lui. Pe lângă proiectul educațional concursul de desene, Carrefour se implică activ în acțiuni sociale menite să ajute la dezvoltarea societății în care cu toții ne desfășurăm activitatea. Concursul de desene a ajuns la a 11-a ediție în Focșani, iar participarea a fost de aproximativ 7500 de elevi din 23 de școli, din oraș, dar și din județ. Înainte de a anunța premiile, împreună cu domnișoara Corina Ionașcu, responsabil marketing, doresc să mulțumesc inspectoratului școlar pentru implicare și pentru ajutor, ca de fiecare dată în cele 11 ediții, și o invit alături de noi pe doamna inspector Vasilica Zaharie. Bună ziua și mă bucur că astăzi sunt prezentă la această festivitate pe care societatea dumneavoastră, magazinul hipermarketul Carrefour, o organizează ca de altfel și în ceilalți ani, cu ocazia sărbătorilor. Din cele 7000 și ceva de desene pe care școlarii din Franța le-au realizat și le-au adus către magazinul dumneavoastră. Asta însemnând cam 1 din 7 copii a participat la acest concurs, de 7 copii din județul Franța. Dumneavoastră ați premiat sau veți premia 15 desene, 15 copii. Efortul dumneavoastră este substanțial. Efortul copiilor și bunăvoința de care au dat dovadă școlile și copiii, profesorii care i-au îndrumat, este de asemenea de remarcat. Avem o colaborare frumoasă, un proiect educațional care ne face cinste nouă școlilor, dar și dumneavoastră, și sperăm că acest proiect să continue, să se dezvolte și cât mai mulți copii din județul nostru să participe în edițiile următoare. Noi vă mulțumim și vă urăm sărbători fericite și un an cu multă prosperitate. Mulțumim! Eu pot să mă și de-a fel dumneavoastră aveți făcut premiere. Mulțumim! În continuare vom acorda premiile, după care vom coborâ în magazin pentru a admira pozele, desenele care sunt în magazin. Iar după aceea vă invităm pe toți aici pentru un mic bufet. Haideți să vedem și să facem cunoștință cu copiii. Mențiunile speciale. De la școala Sliminic, Măcălău, Larisa. Felicitări! Mențiune specială înseamnă un cupon de magazin în valoare de 100 de lei. Poți să vii aici, oprește-ți diploma, doar diploma, cadou și cuponul lasă la părinți și rămâi aici cu noi. De la școala Ștefan cel Mare, Angel Rafael. Felicitări! Bravo! El singur și-a făcut desenul. Tocmai mi-a zis. Bravo! Duc cadou mamei și rămâi cu diploma. Stai, da? Da. De la școala Angel Salin, Șușu Maria.
Felicitări! Facem la fel, da? Deci cadou public și rămâi cu diploma. De la școala numărul 3, Rața Andreea. Felicitări! Bravo! Ia zi, tu ai desenat? Bravo! Ați mai participat? E prima oară? Veți mai participa de acum. De la școala cu numărul 7, Mălureanu Maria, dar din păcate nu a avut de noi. De la liceul de artă Gheorghe Tătărescu, Pescar Alicia Claudia. Hai, în sfârșit, ai văzut brandul, da? Felicitări! De la școala Lămotești, Dima David. Felicitări! Ai mai participat până acum? Bravo! Școala n-a câștigat. Acum e de câștig. De la școala Ciușlea, Cioarec Diana. Faceți loc, faceți loc. Bravo, Diana! Felicitări! Îl duci domnului profesor, da? Cadou și cu... De la școala Ștefan cel Mare, Țăndără Sergiu. Felicitări! Să-ți iei ce vrei tu. El era cel mai curios. Bravo! Hai, rămâi aici cu noi să faci o poză. Văd că nu reușiți, voi plecați repede. De la școala Ciușlea, Țucureanu George. Felicitări! Multă plăcere! Ai mai participat? Da, da. Și e prima oară când câștigi? Da. Bravo! Ai emoții? Că-i reușit. Bravo! Mențiunile individuale, constând într-un MP4 player și o tabletă, se acordă Rusu Gabriela, școala Găgești. MP4 player. Ai MP4? Ai MP4? Nu are, dar uite acum are. Felicitări! De la școala Vârteșcoiu, o tabletă merge la Andrei Nicoleta. Felicitări! Bravo! Bravo! Uite, stai așa, du tableta în public, ca să nu... și cadou și rămâi doar cu diploma, da? Premiul 3, constând într-o bicicletă, merge la școala Vulturul, către Mocănița Cristian Alessandru. Hai că se prăbuiește bicicleta, dar o iei la final, da? Ai bicicletă? Da. Ai? Da. Mai... Prețioară ai? Da. Sau surioară? Surioară. Mai mică, mai mare? Mai. Și are bicicletă? Da, yes. Da. Am înțeles, n-ai nevoie de bicicletă, uite, ia și diploma. Hai să-i duci cadou tatălui, da? Și rămâi doar cu diploma. Premiul 2 va merge la școala Nicolae Iorga, constând într-un laptop, către Baciu Alexandru. Felicitări! Și marele premiu, constând într-o excursie la Disneyland, merge către școala Ștefan cel Mare, la Nevoița Loren. Felicitări! Și excursia, bravo! Hai să stai aici cu noi, să facem o poză și în sală, cum facem poză și... Cine-i tatăl? Haideți să luați dumneavoastră cadouul ăsta mic. V-ați emoționat? Haideți aici. Ia să vedem cum ne așezăm să facem o poză și în sală. Cei mai mici în față, da? Cei mai mari în spate. Hai mai apropiați un pic, să facem o poză și la bătut. Hai, și tu aici. Ia să vedem, cei mai mari mic. Uite aici. Ăsta du-i mamei sau cu cine, ca să nu-l pierzi.